Bună ziua dragii mei și bine v-am regăsit astăzi la o nouă uh, etalare, o nouă etalare a zilei, uh, de data aceasta pentru ziua de uh, sâmbătă, 19 noiembrie 2022 și iată că deja am cele două cărți în etalarea de astăzi. Prima carte, dragii mei, iată este uh, Femeie Ținând o Inimă. Ce poate fi mai uh, îmbucurător și mai înduioșător decât uh, o femeie care iubește, o femeie îndrăgostită? Uh, și se pare că, dragele mele, uh, mai ales vouă, vi se adresează această carte pentru că în această perioadă, în această zi minunată de sâmbătă, iată vă dedicați timpul mai ales dragostei. În acest sens aș putea spune că acelea dintre voi care aveți o relație sau care vorbiți cu cineva în mod curent, o faceți și în această zi și nu vă mai săturați să vă trimiteți bezele, ca să spun așa, să vă trimiteți uh, sentimente dulci uh, și uh, tot felul de uh, atenții unul altuia. Uh, da, este o perioadă în care vă bucurați iată de uh, sentimentul iubirii în viața voastră. Acesta vă împlinește, vă aduce satisfacții. Și vă ajută să vă mai detașați puțin de zona aceea a muncii și de zona financiară de care suntem cu toții atât de preocupați zi de zi, în timpul săptămânii mai ales. Da, această carte să știți că se, se orientează și către bărbați, nu este vorba numai despre femei aici, vorbim la modul general. Este pentru voi o zi dedicată iubirii, după cum am spus, și indiferent ceea ce sunteți, bărbat-femeie, reușiți să aveți o relație extraordinar de reușită în această zi cu persoana iubită. Poate că unii dintre voi alegeți să petreceți timp de calitate cu această persoană dacă sunteți aproape unul de celălalt, poate ieșiți la o plimbare, timpul încă ține cu noi, mai ales în timpul zilei este uneori foarte bine. Poate alegeți să vizitați un oraș pe care nu l-ați vizitat până acum sau să vă vizitați niște rude, niște prieteni sau să mergeți la un film, sau să vizitați un muzeu, sau cine știe ce, tot ce vă face plăcere. Poate vreți să ieșiți la o cină romantică. De ce nu? Puteți face acest lucru. Da. O carte foarte frumoasă pentru această zi de sâmbătă, foarte potrivită. Iată, dragii mei, cât de frumos, și a doua carte vine: Este Îngerul Iubirii. În completarea mesajului anterior din această carte, se pare că va fi un weekend dedicat iubirii, ceea ce pe mine mă bucură foarte mult, pentru că este important să avem în jurul nostru oameni care degajă iubire, oameni care simt acest sentiment înălțător în sufletul lor pentru că acest sentiment se propagă foarte simplu și foarte ușor și spre restul oamenilor, spre restul universului și vibrația rămâne la nivel foarte înalt, foarte ridicat. Da, acest înger al dragostei, iată că se revarsă, își revarsă atenția și asupra ta, dragul meu sau draga mea, în cazul în care ai stat mai mult Uh, retras sau retrasă în ultima perioadă, să știi că și pentru tine apare opor o oportunitate în iubire la orizont. Uh, dragostea stă să răsară în viața ta, îți oferă noi șanse uh, de a fi fericit sau fericită. Uh, trebuie doar să ridici capul din pământ, ca să spunem așa, să fii puțin mai atent sau atentă în jurul tău. Uh, bineînțeles că șanse și oportunități la iubire sunt întotdeauna pentru noi, uh, apar zilnic, aș putea spune, dar uh, trebuie să fim și noi receptivi, uh, trebuie să ne dorim acest lucru în viața noastră, pentru că altfel acest înger al iubirii nu ne poate, uh, nu ne poate lovi, ca să spunem, uh, cu săgeata sa uh, de iubire. Uh, da. O carte foarte frumoasă, o carte uh, norocoasă, aș putea spune, pentru aceia dintre voi care uh, vă doriți iubire în viețile voastre. Și cine nu-și dorește? Uh, să vedem mai departe cărțile tarotului. Iată că aceasta este o primă carte care vine pentru voi, dragilor, în această zi. Este Diavolul din Arcana Majoră. Această carte aduce în prim-plan uh, dorința voastră de a uh, scăpa de anumite dependențe pe care le aveți încă în viețile voastre. Uh, unii dintre voi ați putea bea prea mult sau uh, unii poate fumați prea mult și nu este deloc sănătos. Uh, un, alții poate că folosiți chiar uh, stupefiante. Uh, unii dintre voi poate aveți probleme cu alimentația, poate aveți excese în acest domeniu. Toate aceste dependențe ale voastre sau ale noastre arată o lipsă în viața noastră, arată că ceva ne lipsește. Așadar, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce am putea avea nevoie de fapt, care ar fi de fapt nevoile noastre adevărate și să venim în întâmpinarea acestor nevoi, decât să ne refulăm, să ne defulăm de fapt în aceste obiceiuri nesănătoase pentru noi. De asemenea, unii dintre voi văd aici că ați putea avea relații toxice în viața voastră sau poate chiar o relație toxică cu persoana voastră. În acest sens, cred că veți lua o decizie în această perioadă, o decizie în care veți renunța la prezența acestor persoane în viața voastră. În acest sens, vă veți îndepărta foarte simplu și foarte ușor de acestea, pentru că veți lua decizia că acestea nu vă mai aduc niciun folos și nu vă fac niciun bine. Astfel încât uh, vă veți ve decide să vă continuați viața uh, așa cum știți, așa cum ați învățat până acum uh, și de unul singur sau de una singură până când uh, vă veți liniști, până când vă veți uh, regăsi echilibrul. Uh, da. Cărți uh, o carte interesantă. Să vedem mai departe încă una. Iată că optul de cupe a ieșit de această dată, dragii mei. Această carte vorbește despre dorința voastră de a pleca într-o aventură, într-o aventură de cunoaștere, aș putea spune. Unii dintre voi s-ar putea să plecați dintr-o relație în această perioadă. Uh, poate că uh, veți dori să o luați de la zero, de unul singur sau de una singură, poate că v-ați sătura de anumite compromisuri pe care le-ați făcut până acum în viața voastră amoroasă și nu mai vreți să continuați aceste compromisuri. Uh, ce știu eu, tot felul de lucruri care au intervenit între voi și uh, din cauza cărora această relație nu mai mergea. Iată că veți hotărâ sau ați hotărât să plecați. Această plecare a dumneavoastră, bineînțeles că va lăsa urme în, în sufletul partenerului sau al partenerei, dar acest lucru se va vindeca în timp. Da, este o decizie care vă va afecta pe amândoi, dar o decizie pe care, iată, trebuia să o iei. Și acesta este momentul potrivit pentru aceasta. Uh, da, un mesaj hotărător, ca să zic așa, în viața voastră. Să mai vedem încă unul. Iată acest mesaj pentru voi, dragii mei. Este treiul de pentagrame. Această carte aduce în prim plan uh, ideea unui, uh, unei relații de trio care ar putea să existe în viața voastră. În acest sens uh, trebuie să fiți cu băgare de seamă pentru că se pare că uh, persoana voastră mai are încă pe cineva aproape uh, sau uh, cu care este în relație. Uh, poate că știți sau poate că nu știți de această a doua relație a sa, uh, dar uh, Iată că dumneavoastră vă continuați drumul alături de această persoană. Se pare că acceptați acest trio, ideea acestui trio, chiar dacă sunteți cu oarecare durere în suflet. Da, o carte care vorbește și de, despre decizii pe care, care se vor lua în această perioadă. Probabil că această persoană a voastră este căsătorită și vrea să termine acea relație de căsnicie cu partenerul sau partenera sa, pentru că între ei nu mai mergea nimic de multă vreme. În acest sens, această persoană se va dedica mai mult vouă și va veni din ce în ce mai mult spre relația cu dumneavoastră. De asemenea, văd aici o relație de parteneriat grozavă între dumneavoastră și partenerul vostru, sau partenera voastră o relație din care s-ar putea să, din care s-ar putea să, să decurgă și ideea unui, unei colaborări pe mai departe, s-ar putea să munciți împreună în viitorul apropiat sau dacă persoana ta are o afacere, s-ar putea să te ia și pe tine alături de ea. Să o ajuți în această afacere. Bineînțeles că te va sprijini la început, îți va oferi toate detaliile, toate ancorările necesare în acel business, astfel încât să nu-ți fie nimic străin și să poți, să poți desfășura munca respectivă. Da, o carte interesantă și să vedem mai departe și o carte din partea oracolului pentru această zi de sâmbătă. Iată că aceasta a ieșit pentru voi, este suflet pereche. Se pare că sufletul tău pereche este deja cu tine în spirit. Crede asta și acesta se va manifesta în mod fizic în viața ta. Este foarte important să credem în orice moment al vieții noastre, să ne gândim cu pozitivitate la tot ceea ce dorim să se manifeste în viața noastră, și atunci este ca și cum am făcut deja primul pas. Astfel, reușim să aducem și dragostea în viețile noastre. Acestea fiind zise, dragii mei, eu vă îmbrățișez, vă iubesc, vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!